Spuneam și Lila la început, am să vă rog să veniți aici în față. În principiu, sesiunea următoare este bazată pe discuții, pe interactivitate, așa că ar fi bine să fim aici cât de mult adunați la un loc, aici în față. Bine, și dacă aveți de gând să întrebați, și dacă nu, tot ar fi bine să fim aici mai în față, să fim la un loc. Am să rog pe pastorii care au fost aici, care au vorbit în sesiunile din zilele trecute, să vină aici în față. Sunt aici niște scaune pregătite pentru ei. Fratele Ilie, Micu, Cornel, Dan Megheria, Lee. Da, la cine vrea să întrebe. Ca și formă, de funcționare a acestei întâlniri, lucrurile sunt destul de simple. Sunt aici câțiva oameni în față pe care, după ce vă prezint această formă în care funcționăm astăzi, am să rog și pe ei să se prezinte. Sunt convins și am să insist un picuț asupra acestui lucru, ca și ei, noi, să spre noi. De multe ori predicatorii vin, expun câte ceva din Biblie, mai mult sau mai puțin, inspirat sau nu, am vrut să zic mai mult sau mai puțin din Biblie sau din experiență, din viață, dar nu știm foarte multe despre ei. Chiar mă gândeam de dimineață să auziți și voi, să auzim și noi, poate o mică biografie a fiecăruia din cei care stau aici în față. Spicuim așa din predici și aflăm câteva despre cei care vorbesc în față, dar în cazul de față nu v-am spus, sper că nu vă supărați și sper că e bine să spuneți un picuț despre viața voastră, despre cine sunteți voi, poate chiar în ce sunteți oarecum specialiști, da? Ca și voi să știți. Ionel, okay. Te rog, hai și tu. Bine, nu avem pretenția și nu au pretenția că avem toate răspunsurile întotdeauna. Poate sunteți între voi oameni care puteți să răspundeți și sunteți mai specializați decât cei care sunt aici în față. Bun, dar în principiu sunt oameni ei care și-au asumat lucrul ăsta. Noi, predicatorii, avem pretenția de multe ori că știm și avem răspunsul la toate lucrurile. Eu personal îi știu pe ei, sunt smeriți și nu au răspuns la toate lucrurile, așa cum spunea și Lee mai înainte. Dar cel puțin o să încercăm. Bine, înainte de orice aș vrea să ne rugăm și să ne lăsăm inspirați de Duhul Sfânt, atât voi care puneți întrebările, cât și noi cei de aici care încercăm să răspundem, cred că e înțelept. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce tu ai făcut până acum în tabăra asta. Se apropie de sfârșit, Iisuse, și dacă s-au adunat întrebări, ale oamenilor, sunt convins că Tu ești Cel care poți să dai orice răspuns. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, că Tu ești aici, Tu împuternicești, Tu împuternicești pe cei care întreabă. Uneori este nevoie de curaj și să întrebi și uneori este nevoie de curaj și să răspunzi. De asta mă rog, lasă Tu înțelepciunea Ta peste noi, lasă curajul Tău peste noi, peste cei care întreabă și peste cei care răspund. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, pentru pace pe care Tu o lași aici. Îți mulțumesc că toate lucrurile Tu ne înveți să le facem în dragoste. Îți mulțumesc, Duhule Sfânt, unge-ne Tu cu înțelepciunea Ta și dacă îmi dorești ceva este ca să avem aici o atmosferă plină de înțelepciune, Iisus. Îți mulțumesc pentru toate. Numele Tău m-am rugat, Iisus. Amin. Amin. Bun. Ceea ce am să-i rog pe cei care vor răspunde este să încercăm să fim scurți atât cât se poate. Undeva 5 minute probabil că ar fi necesar și suficient pentru a da un răspuns la orice. Asta pentru voi ca să nu predicăm. Bun. În locul ăsta și îmi asum oarecum dreptul ca să opresc. Pe cei care întrebați, vă rog să întrebați, nu să predicați, bine? E important și lucrul ăsta. Și, din nou, îmi asum, pentru că mi s-a dat această autoritate, dar nu mi-am luat-o eu,
mi s-a dat autoritate ca să moderez oarecum. Dacă cred că vă îndreptați spre a predica, o să-mi asum dreptul în dragoste și frumos să vă opresc. Bine? Și să nu vă supărați. Așa că probabil o să începem. De asemenea, pentru a avea loc toți, probabil că începem fiecare cu câte o întrebare și dacă vedem că mai este loc la sfârșit, aveți posibilitatea să o puneți și pe a doua. Bun, deci dacă vreți să întrebați și aveți două întrebări, de la început, în prima jumătate, în primele trei sferturi ale întâlnirii, vă rog să puneți pe cea pe care o considerați cea mai importantă, bine? În ordinea pe care o aveți în mintea voastră, așa că îi dăm drumul. Eu personal, aveți un microfon aici în sală, Călin are să vedea microfonul, vă rog să ridicați mâna. Sesiunea este live, se înregistrează, de asta e important să fie auzite și întrebările, răspunsurile se vor auzi. Important să ridicați mâna ca să ajungă microfonul la voi, bine? Bun, așa că o să începem. Am să îndrept oarecum, dacă nu puneți voi explicit întrebare cuiva de aici, am să-mi asum rolul de a forwarda întrebarea către cine cred că poate în măsură să răspundă mai mult decât alții. Bine? Bun. Așa că începem cu întrebări, dacă s-au adunat. Dacă nu, ne-am bucurat dacă ne-ați spune cum vă cheamă înainte să puneți întrebarea. Bine? Mă cheamă Diana. Știm că vorbim despre faptul că Dumnezeu lucrează în România și întrebarea mea este dacă, pentru oricine, dacă primi de la Domnul claritate, care sunt domeniile în care credeți voi că Dumnezeu le are în vizor în sezonul ăsta și în ce mod le are în vizor? Ok. Lee, încerci să răspunzi la întrebare? Mă gândesc în limba română acum. E ușor în limba engleză, dar în limba română e mai greu. Poate putem să traducem dacă crezi că... Okay. Yeah, okay. Okay. So I believe that right now what we're seeing... Cred că ceea ce vedem acum... ...is increasingly a people within the nation who are crying out... for justice. Vedem un număr crescut de oameni în națiune care cer dreptate, strigă după dreptate. I think we're seeing a people crying out for righteousness. Cred că vedem mulți oameni care își doresc multă neprihănire, dreptate în națiune. I think we're seeing people who don't know the king but who are sensing the kingdom. Vedem oameni care nu îl cunosc neapărat pe împăratul, dar simt împărăția. I think the challenge for the church is how does the church respond? Iar provocarea bisericii va fi felul în care va răspunde acestei nevoi. When the people of the land cry out for righteousness. Atunci când oamenii din țară cer dreptate sau neprihănire. I personally believe that we're in a season now where we need to urgently prepare leaders. Personal cred că ne aflăm într-un sezon unde în mod urgent trebuie să pregătim lideri. And the preparation of those leaders is not about just filling people's heads with knowledge. Iar parte din pregătire nu este doar să umplem capetele oamenilor cu informație. I believe also that this next season will be a season much more serious than the seasons that we've seen so far. Și cred că acest sezon va fi un sezon cu mult mai multă seriozitate. And as I speak to pastors around not just in Romania but elsewhere in Europe. Iar atunci când vorbesc cu alți pastori, nu doar din România, ci și din alte părți în Europa, then the general tone of those conversations is that there is a seriousness coming across the church. Tonul general cred că este acea seriozitate care vine în biserică. I'm hearing a lot of messages at the moment about dying to self. Aud multe mesaje în ultima vreme referitor la a muri față de sinele tău. About picking up your cross daily. Despre a-ți lua crucea în mod zilnic. And I do think we will find ourselves challenged as a church. Și cred că vom fi provocați ca și biserică. Mai este cineva dintre voi care ar vrea să adauge ceva? Frate Ilie. Aș putea să adaug și eu ceva? Îmi dați voie. Am auzit foarte mult în ultima perioadă despre redefinirea oarecum a ceea ce înseamnă biserică.
cred că biserica va ieși și începe să iasă dintre ziduri. Și biserica nu mai înseamnă doar o întâlnire duminica seara, două ore. Am auzit și aici în conferința asta și cred că și asta face parte din ceea ce Dumnezeu va face. Altă întrebare? Bună, numele meu este Rareș și aș dori să știu dacă vreunul din dumneavoastră știți, plecând de la premiza că la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu, absolut tot este Dumnezeu, e adevărat? Vreți să adresez cuiva întrebarea ta? Nu, nu, nu. Mă interesează în mod direct energia negativă. Dacă la început a fost cuvântul și cuvântul era Dumnezeu, de unde a apărut această energie în afara lui Dumnezeu? Probabil că putem... Acum? Da, pot să beau ăsta. Probabil s-ar putea filozofa mult aici, dar din punctul meu de vedere, cel puțin pot să spun și pot să răspund cu ceea ce Scriptura spune. Ori situația respectivă ne este doar indicată și nu se vorbește despre ea, ne este dată, e ca un dat și suntem lăsați doar să înțelegem de unde vine. Sau cum s-a produs mai degrabă, nu de unde vine. Și producerea a fost faptul că în inima creaturii, așa cum specificam astăzi, numite Lucifer, care suntem lăsați să înțelegem că era cel care trimitea lauda spre Dumnezeu, lui a plăcut așa de mult lauda, încât în inima lui a dorit să o țină pentru sine și în inima lui a apărut dorința de a fi ca cel prea înalt, ceea ce l-a dus la a deveni ceea ce este la ora actuală, răul însuși. Cum? De ce? Nu sunt foarte multe. Nu, personal nu pot să mă bag la asta și nu pot să răspund la lucrul ăsta. Deci sunt unele lucruri care, din nou, ni se dau, nu ne sunt explicate. Există o explicație și nu vreau să spun așa, doar așa pentru descrețirea frunții. Este întrebarea, la un moment dat, pusă, ce făcea Dumnezeu înainte de creație? V-ați întrebat vreodată? Da? Ok, răspunsul popular este următorul. Stătea într-un lăstăriș și tăia nuiele pentru spatele celor care pun asemenea întrebări. Așa înțeles, am spus-o în... sunt lucruri, cu asta fiind spuse, sunt lucruri care... eu nu știu ce s-a întâmplat până la momentul zero, cum vorbeam astăzi, sau momentul Genesa 1. Când Dumnezeu din veșnicia trecută a decis ce va fi. Știu că de atunci veșnicia viitoare va fi total diferită de veșnicia trecută, pentru că în ecuația întreagă a intervenit o ființă nouă, care nu mai dispare, omul creat. Cam atât pot să spun. Dacă cineva dintre voi... Adaug numai așa, ca și concluzie, răul nu a fost creat de Dumnezeu, o ieși din creația lui Dumnezeu ca urmare a răzvrătirii sau a ieșirii din sfera de supunere, din acel circumfera în jurul lui Dumnezeu, fiindcă liberul arbitru a fost dat ca să dovedească dragostea, știm cu toți, scrie prin înmulțirea negoțului, ți-ai stricat înțelepciunea cu frumusețea ta, știți, Isaia 14, Ezechiel 28, dar eu cred că toți avem potențialul de rău în afara lui Dumnezeu și a orbita în jurul lui, e potențialul de a degenera și de a ne pierde, să zic, scopul. Asta a fost Lucifer. Prea multă strălucire, prea mult negoț, prea multă exploatare a darurilor. L-au dus într-o zonă de a deveni un monstru. Și de acolo a început răul, da, cum a zis fratele Nicu. Da, nu tot ce e pe pământ e voia lui Dumnezeu, e clar. Absolut clar. Ăsta ar fi universalist sau panteist, ce l-am numit noi, că Dumnezeu e în toate, da.
Aș vrea să mai fac încă o remarcă, și anume, Dumnezeu este o persoană. Duhul Sfânt este o persoană, deci Dumnezeu nu este o energie, Duhul Sfânt nu este o energie, diavolul este o persoană, nu o energie. Este o persoană pentru faptul că el va fi legat și va fi aruncat în foc. O energie nici nu o poți lega, nici nu o poți judeca și nici nu o poți arunca în foc. Deci, termenii, n-am găsit în Biblie termenul de energie, că diavolul este o energie. Este diavolul și slujitorii lui, la masculin. Da? Deci să folosim termenii biblici. Deci diavolul este o persoană. A fost un înger, s-a răzvătit, a atras cu el o mulțime de îngeri și el va fi legat. Și va fi... Locul lui este acolo. Da? E suficient. Nu avem răspuns la toate întrebările. Nu-l avem nici pe Ravi aici cu noi. Da, ca să adâncesc puțin și să trânesc un pic și mai mult lucrurile astea care duc căutare. La un moment dat se vor încheia toate. Rău va fi legat, va fi în stânga, binele va fi în dreapta, nu? Poate garanta cineva că după ce se încheie toate lucrurile astea nu mai apare din nou o astfel de problemă cândva? Bun. Altă întrebare. Putem să trecem la lucruri mai simple, mai... Dacă vreți. Dacă nu găsim un subiect, ci discutăm între noi. Facem o masă rotundă și voi asistați. Da, eu am o întrebare. Te rog. Dacă nu prea sunt. Vorbim cu câteva persoane și le-am observat preocupate de a avea un mentor. Unii sunt în căutare de mentori. Și cred că dumneavoastră, în mare parte, cei prezenți, alții probabil sunt, care nu sunt prezenți, sunteți cei mai potriviți. Dar cum am putea să alegem? Sau pe cine să alegem? Dacă te-am alege pe tine, de ce să te alegem pe tine? Care ar fi programul? Că noi cu toții ne aflăm într-o călătorie. And you should never choose somebody to mentor you who is not being mentored themselves. Și tu nu ar trebui să alegi pe cineva să te mentoreze pe tine dacă el la rândul lui nu a stat sub altcineva. Because you want the people that are mentoring you also to be on that journey and growing and having people speaking into their life. Pentru că trebuie ca și acei oameni care sunt mentori altora, ei la rândul lor să fi fost mentorați de altcineva. But I don't think that it is gift specific. Asta nu cred că e neapărat un dar anume de. Because this was an instruction that Jesus gave. Pentru că asta a fost de fapt o poruncă, o instrucțiune pe care Iisus a lăsat-o. To the church, it's almost the methodology. Aproape e ca o metodologie. For the development. Pentru dezvoltarea. Of the church. Sau creșterea bisericii. Which makes it sad that when we ask people, well, are you being discipled? Most people say, well, I don't have time for that. Și e trist că atunci când întrebi pe oameni, ești tu încesat, ei să zică, păi nu am timp pentru asta. And I think that's the major reason. Cred că asta este motivul principal. That the church remains largely immature. Pentru care biserica a rămas așa de imatură. Because much of what we're experiencing in the kingdom of God. Pentru că mult din ceea ce experimentăm în împărăția lui Dumnezeu. Is about who we're discovering God to be. Este despre ceea ce descoperim noi referitor la Dumnezeu. And having people show you. Alți oameni îți arată. Like carpentry. Așa ca la tâmplărie. What it looks like to live that out. Cum se trăiește în felul ăsta? Deci vezi un model. So I don't think that it's gift specific. Okay. Yeah. Deci nu neapărat cred că e un dar să-ți răspund ție. Bun. Mai întreb, îmi permis să mai întreb, că subiectul mi se pare foarte important. Am văzut puține mâini ridicate. Totuși, pentru că asta a fost întrebarea, cum găsim un mentor și arde întrebarea asta? Credeți că există cineva care se potrivește? În căsătorie, de exemplu, sunt studii foarte multe în direcția asta, soții se completează unul pe celălalt. Ei sunt diferiți și ne alegem un partener care este diferit față de noi.
Când căutăm un mentor, ar trebui să căutăm pe cineva diferit față de noi. Există niște lucruri care ar trebui să se potrivească, niște legături speciale la care să fim atenți. Frate Ilie. Eu aș vrea să spun că în comunitate, în biserică, mă refer ca pastor, mentorarea trebuie să fie intențională, adică trebuie să intenționăm să facem, dar nu obligatorie. Deci dacă în biserică eu aș face o listă, ăsta e mentorul și ăsta este ucenicul, și le dau lista, e posibil să treacă prin aceeași experiență care am trecut eu, poate 15 ani în urmă. Eram într-o organizație și a venit ideea de mentorare și dintr-o dată m-am pomenit că am un mentor. Dar nu ne potriveam deloc. El trebuia să dea socoteală că a făcut mentorare cu mine, dar pentru el era așa o povară să se întâlnească cu mine, că nu ne potriveam deloc, noi n-am făcut mentorare. El trebuia să facă raport de activitate la organizație, că am făcut mentorare. Și Lidia tot așa a pătit, eu cu soțul, ea cu soția. Am terminat anul de mentorare și ne-am bucurat că s-a terminat. Asta sună ca și o căsătorie de prin India, în Africa, da, nu? Da. Ce vreau să vă spun? Este multe biserici sunt deschise pentru aceasta. Sunt studii biblice la care biserica participă. Este o sugerie de mentorare. Sunt programe sau, da, studii biblice. Studii biblice speciale sunt cărți de mentorare. Să faci studiu biblic cu cei interesați din biserică și după ce se parcurge studiu biblic, atunci se pot face echipele ca să știe și cel care mentorează ce face și cel care trebuie mentorat ce face. Sfatul meu este în mentorare să fie secție de același sex. Da, deci nu, eu nu recomand să se facă mentorare un bărbat cu o femeie, un băiat cu o fată. Și nici invers. O fată cu un băiat. Nu. Deci, dacă sunt două familii, familia poate să facă mentorare. Dar și acolo este lucru tot sensibil. Da? Știu că sunt biserici care au în programul lor, când vine cineva la biserică, imediat la prima, a doua, a treia întâlnire, el introduce într-un grup mic și de un mentor. Uneori funcționează bine, uneori e nevoie de adaptări, dar am văzut echipe de mentor, sau grupe de mentorare de oameni cu daruri diferite, cu calități diferite, fiindcă mentorarea nu se face pentru, dacă eu sunt sub un mentor, eu sunt muzician și îmi caut un mentor tot muzician ca să învăț notele și să învăț portative și să învăț în domeniul profesional, dar mentorarea creștină are în vedere dezvoltarea, creșterea în omul dinăuntru, Efeseni capitolul 4, ca să ajungem în asemănare cu Hristos, maturi din punct de vedere spiritual. Nu știu dacă am răspuns tot. Aici este un domeniu vast. Da, așa e. Vă completați, ne completăm. Dacă nu aveți un mentor, propunerea mea este să gândiți despre cineva în biserică tău sau cineva care este în mediul tău, pe cine tu ești să consideri e va fi un onoare pentru tine dacă ei investesc timp în viața ta. Pentru că dacă tu consideri legătura aceasta va fi o onoare pentru tine, atunci tu ești să investesc, tu ești să fug după ei. Ești să merg și să spal mașinile lor dacă e nevoie, sâmbătă dimineață, numai să aibă timp împreună cu ei. Dacă ei mergi să slujesc undeva, ești să urci în mașină și să mergi cu ei, pentru că tu consideri asta va fi o onoare pentru tine.
De obicei, oamenii care are, ei au statut asta, de obicei e solicitat de timp. Timp e cel mai greu lucru pentru ei. Și atunci ei, nu este ușor. Și aia nu vine mai ușor nici cu vârsta. Am eu 61 de ani și cu cât mai în vârstă sunt eu, cu cât mai greu este să găsesc mentori. Ei mor. Dar oricum, e important, e foarte important să găsesc oamenii care ei sunt pregătiți să investesc în viața ta. Deci tu sugerezi că un mentor trebuie să fie mai bătrân ca și vârsta? Nu neapărat, dar ce tu vrei, exemplu, noi am avut aici la conferință un băiat care am întâlnit cu el la vârstă de 18 ani, va fi super să fii mentorat de el. Pe bună, acum are 23 de ani și conduce, nu știu, 2400 de biserici. Nu e vorba de vârstă, e vorba de maturitate. Da, maturitatea este ce este important. Nicu? Și maturitate, și cred că este așa cum se poate observa și cum se știe din multe alte domenii, sunt anumite domenii de expertiză, anumite domenii în care cineva este specializat, să zic așa. Acum, înainte de vremea modernă a mentorării, da? Eu mă aduc aminte în tinerețe eram un grup de oameni care căutam pe Domnul, doream mai mult. Și atunci mergeam la biserică, de exemplu, și când venea cineva de la care auzeam ceva interesant, nu plecam până când nu ieșea și n-aveam măcar o întrebare sau două să-i punem. Să aflăm ceva ce ne s-a părut interesant, ceva ce nu știam. Pe lângă asta am găsit pe cineva, locuiam la vremea aceea în Timișoara, am găsit pe cineva tocmai în Brașov. Și nu a fost vremea mașinilor și astora, trenurile mașină mică era atunci. Și mergeam constant, cum găseam un weekend liber, cum mergeam în timp, între două întâlniri, citeam Scriptura, devoram Scriptura, ne scriam întrebările, ne scriam lucrurile pe care le aveam și apoi mergeam. Și fratele stătea cu noi, ne stătea la dispoziție și ne rugam și povesteam și puneam întrebări și el ne spunea lucruri și nu știam atunci ce înseamnă mentorare, dar făceam lucrul ăsta. Personal cred, pe lângă ce frații au spus, că nu trebuie să fie o relație neapărat foarte oficializată sau cred că pot să fie mai mulți oameni de la care înveți. Corect. Poți să fie mai mulți de la care înveți, știi? Și acolo, de la Cornel înveți una, de la Lia alta, de la fratele Lia alta și faci. Și atunci se împarte și sarcina lor, știi? Nu mai trebuie să aibă nu știu cât timp sau nu știu cât, pentru că tu înveți diferite lucruri de la oameni diferiți. Ca mentor, adică pentru a găsi un mentor, caută neapărat pe cineva care are inimă pentru oameni. Aici care e disponibil, care e dispus să stea de vorbă cu tine, nu pentru a-ți demonstra ce știe, ci pentru că îi pasă de tine. Știi că altfel e destul de greu. Mulțumim. Foarte bine. Altă întrebare, Paula? Scuze. Da, legat de mentorare. Paula. Da, mă cheamă Paula. Legat de mentorare. Dacă găsim o persoană, persoana aia ne instruiește, e alături de noi, zi de zi, să zic, putem să ne bazăm pe ea. Întrebarea mea este, ce facem cu zeciuiala? Merge la biserică sau merge la persoana respectivă? E o întrebare care cred că e utilă pentru mai multe persoane. Okay, so we need to go into English, you know. Sorry. So two things I want to kind of pick up on. The first thing is that
And maybe you didn't mean that, but when you said someone that we can, that becomes a bază for us, would they become a, we begin to depend upon them. Deci cineva pe care te poți baza, nu? I would say it is important to build a trusting relationship, but in the end, anyone who is mentoring you should be leading you closer to Christ. E important să fie o relație de încredere între tine și respectivul mentor, dar în definitiv scopul mentoratului este ca el să te îndrepte să devii mai aproape de Hristos, să te poți baza pe Hristos mai degrabă. And they should be very careful to avoid creating any kind of dependency. Și ar trebui să fie foarte atenți mentorii să nu creeze dependență de ei. And that might not be what you were meaning, but it just clicked in my head. I think the second thing is that as far as your offering, your tithes are concerned, I think it's really clear that goes to the church. I think if you have somebody who's investing in your life and they become a close friend and you decide that you want to additionally bless them, that's entirely up to you, but I think ai pe cineva și vrei să binecuvântezi viața lor, depinde de tine. But I ce faci? I don't know. I'm trying to think. I don't know anyone who is mentoring anyone who receives money from the person they're mentoring. Dar nu cred că știu pe cineva care să primească bani de la persoana pe care o mentorează. Because you can imagine that it can add a dynamic to that relationship which could be unhealthy. Pentru că să dai bani cuiva care te mentorează poate aduce o dinamică să nu mai fie așa sănătoasă relația. Creează alt fel de... Nu știu, stai înțelegerea lui, dacă eu am înțeles, Paula, probabil că este principiul acesta, zeciala ta ar trebui să meargă acolo de unde te hrănești, corect? Ok, am auzit asta, pentru că sunt oameni, de exemplu, care... Bun, întreaga chestiune a zecilei este o discuție, până la urmă, dar cei care o credem și care o practicăm, sunt oameni care zic, bun, eu vin la biserică la tine, la Cristi, dar trimit zeciala la școala biblică la Cluj. Lucru care nu mi se pare corect. Aici cred că e foarte important să știi că acolo de unde te hrănești, acolo merge. Pentru că zeciuiala de la inventarea ei, da, de la începuturi, mă rog, nu știu ce a făcut Melchisedec cu ce odată Avram, dar că acolo a fost prima dată, dar probabil că n-avea biserică de întreținut, clădire, dar după aceea a fost destinată susținerii templului leviților. Au fost situații în Vechiul Testament, dacă cercetați, când Israelul nu și mai dă zeciuiala și leviții au fugit. Au fugit de la templu sau sunt cetăților să trăiască, pentru că dacă ei nu zeciuiau, ei n-aveau ce trăi. Ok? În situația asta, cred că e clar și cum Lizi zicea, zeciuiala merge la biserică. Acum este zeciuială, este dărnicie, este milostenie, da? Mai sunt chestiuni pe care le poți aplica undeva aici. Și zeciuiala e zeciuială, în general oamenii vin undeva într-o clădire care e în proprietate sau care e închiriată, ne place la toți chestia asta, dar toți știm că lumina trebuie plătită, curățenia trebuie plătită și așa mai departe. Oamenii vin de multe ori, eu le-am zis, unora voi veniți la biserică, mai ceva ca la film, că la film dacă mergi plătești bilet, voi nu dați nici leu de bilet. Asta este, ești o comunitate și faci lucrul ăsta, da? Dar peste asta și dincolo de asta, este dărnicie, este milostenie, este binefacere, poți să faci tot felul de chestii dincolo de lucrul ăsta. Și din nou, ceea ce zicea, eu n-am auzit asta până acum, am auzit de alte chestii, dar nu vreau să intru în ele, de zeciuială la zeciuială la zeciuială, dar cineva care să zeciuiască unui mentor, nu știu, n-am auzit. Eu aș vrea să mai adaug pentru mentorare sau ucenicie. Este 2 Timotei, capitolul 2. Acolo Apostolul Pavel îi spune și ce ai auzit de la mine, încredințează la oameni de încredere, ca el la rândul lor să încredințeze la oameni de încredere. Aș vrea să vă spun că mentorarea ea se practică în biserică și în comunitate, chiar dacă noi nu știm că se practică. De exemplu, în adunare este un om al rugăciunii.
și el are un duh înfocat în rugăciune și se roagă, oameni din biserică se vor uita la el și vor petrece timp de rugăciune cu el, vor face tot posibilul ca să fie la rugăciune sau să stea în preajma lui, fiindcă omul rugăciune în mod direct, prin faptul că el se roagă, mentorează alți oameni care iubesc rugăciunea. Aceștia, la rândul lor, încep să se roage, încep să practice rugăciunea, rugăciunea proclamativă, rugăciunea de mijlocire, rugăciunea în autoritate, așa, și la rândul lor mentorează pe alții, fiindcă se multiplică lucrarea aceasta. Oricum ar fi, eu sunt și mentor, dar în același timp învăț și de la altul. Avem dublu... Deci, fiți liberi ca în biserică să vă manifestați darurile de slujire, să fiți implicați în slujire, fiindcă... Și încă ceva, vreți să vă spun ceva? În mentorare nu totdeauna sunt rezultate. Când mentorii se uită în urmă, câteodată sunt dezamăgiți. Dar știți cine au cele mai mari rezultate? Cei care nu fac nimic. Ăștia au cele mai mari rezultate. Nu fac nimic, 100% alții copii și tot nimic. Dar noi trebuie să fim activi, da? Eu mai sunt așa mai pragmatic ca să învățăm, da? Învățăm. Mulțumim. Alte întrebări? Călin? Sunt Cristina, la 1 Ioan, capitolul 5, cu versetul 16, scrie: dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Care păcate duc la moarte și care păcate nu duc la moarte? Frate Ilie, încep? Ai, ești ocupat cu scrisul, nu? Eu aș vrea să vorbesc din prima parte a versetului. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat, să se roage. Apoi dezbatem și partea a doua. Ce fel de păcat? Haideți să nominalizăm un păcat. În Matei, capitolul 18, spune: dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, rezolvă treaba între tine și el. Dar aici este vorba despre un păcat împotriva lui Dumnezeu. Nu? Nu împotriva ta. Dacă ai fi împotriva ta, te-am ofensat, rezolvi ofensa tu cu el. Dar eu așa înțeleg un păcat care nu te afectează pe tine în mod personal. Haideți să definim un păcat. Să presupunem că a purta cămașa scoasă din pantaloni este păcat. Da? Presupunem. Îl nominalizăm și îl stabilim păcat confesional. Dacă vede cineva pe fratele său umblând cu cămașa scoasă din pantaloni și păcătuiește împotriva lui Dumnezeu pentru aceasta, ce spune Biblia să facă? Să se roage. Problema noastră, a mea, ca pastor, eu sunt tentat când îl văd pe un om că încep, păcătuiește, știu ceva. Sunt tentat să mă duc la el să stâng de gât ca datornicul căruia s-a iertat toată datoria și îl văd pe fratele meu, eu sunt tentat să mă duc la el direct și să-l confrunt și să-l... Și Biblia vine și spune: dacă vede cineva pe fratele sau să vă șindu un păcat, ce să facă? Se roage. Și ce va face Dumnezeu? Dumnezeu îi va da viața. Dacă vede cineva pe fratele său... Învățătura aceasta în biserică trebuie clarificată. Deci dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat, dacă el trăiește în păcat, un păcat, nu mai mult, aici spune, da? Spune să se roage și Dumnezeu
Eva, da? Viața. Și asta nu înseamnă că trebuie să fugim de responsabilitatea de a veghea sau de a, nu de a trage la socoteală, de a confrunta, de a îndemna la dragoste, la fapte bune. Pavel spune pe cel ce păcătuiește mută în fața întregii adunări, dar nu e vorba despre un credincios din adunare, și este vorba despre un episcop, despre un presbiter, de vezi, da? Prima parte e înțeleasă? Da. Când vedeți pe frați sau pe sorori săvârșind un păcat, începe și vă rugați. Vreți să vă spun ceva? Când au început să apară anumite anunțuri pe internet despre slujitori, m-am dus și m-am plecat cu fața la pământ în biserică. Și am spus, tată, e copilul tău și este pe linia întâi a câmpului de bătaie. Și am trimis și lui un mesaj. Și am spus, toată lumea te critică pe internet, pe bloguri, pe așa mai departe. Eu mă rog pentru tine. M-am dus în biserică și m-am plecat cu fața la pământ. Și Dumnezeu știe că am stat cu fața la pământ înaintea lui. Faci tu așa ceva pentru un frate sau o soră din biserică? Da? La asta suntem chemați. Când vedem că el nu reușește să pășească mai departe în luptă. Și a căzut sau a avut o înfrângere. Stai cu fața la pământ. Roagă-te pentru el. Și Dumnezeu îi va da viața. Nu predic. Acum dau partea a doua în fața lor meteorologi. Deci, eu sunt cu teologia practică. Asta e diferența între mine și teologi. Eu sunt cu teologia practică. Eu când îl văd pe un frate săvârșind un păcat, mă rog, postez și mă rog. Asta e practic. Da? Fratele Ilie este inginer electrician. Da. Sunt chiar chestii care noi nu am să înțelegem nici dacă noi avem 10 ani de teologie până noi ajungem în cer, dar noi putem să batem în o direcție și o direcție unde duce mintea mea când citesc eu pasaj respectiv este din Marcus 3, 28, care zice, spune adevărat, toate păcatele și blasfemie de oameni va fi iertat. Dar cine hulește Duhul Sfânt, el nu va fi iertat. Și vinovăția lui va fi un păcat etern. Și eu nu știu dacă asta este un răspuns de plin, dar așa mă gândesc. Când mă gândesc despre un păcat care nu va fi iertat. Nu știu dacă ați văzut, folosim tehnologia, Doamne ajută și Doamne mulțumim pentru ea. Poate vă ajută pe voi, pe tine. Păcat înseamnă mai multe lucruri în Biblie și dacă ne uităm în original, am aici, nu sunt eu teolog și așa deștept, când spune aici despre moarte, cuvântul în original este Thanatos, care se referă în mod specific la moartea trupului. Deci aici Biblia vorbește despre moartea a trupului, nu despre moartea la care ne gândim noi spirituală. Cum ar fi o sinucidere, da? Dau și eu exemplu așa. Deci discutăm de moartea fizică, da? Bei Coca-Cola. Despre asta... Da. Ca și idee, pentru voi, deci... Cuvântul este Thanatos al morții de aici, de care vorbește Biblia. Se pare dacă este, și zice și lui, un păcat specific acolo despre care vorbește, chiar dacă e cu privire la moartea trupului. Dar hula Duhului Sfânt se știe și Domnul Iisus spune că nu va fi iertat. Însă hula împotriva Duhului Sfânt este destul de greu de definit. Din punctul meu de vedere sau conform înțelegerii pe care o am cu privire la asta, nu oricine o poate face. Nu oricine o poate comite. Un alt păcat despre care știm sigur că duce la moarte este necredința. Asta e clar, da? Dacă omul rămâne în ea, da?
Pe de altă parte, o minciună în care trăiești zilnic și asupra căreia insiști, ce face sau ce produce? Înțelegeți? Vorbim despre lucrurile, poate, unele poate par mici, altele poate par... Dar, da, pe de altă parte vine Ioan și spune, dacă ne mărturisim păcatele, aici, pe de altă parte, nu știu dacă putem să le integrăm, ăsta aici că vine și zice, tu, dacă îl vezi, roagă-te pentru el, dacă nu te ruga, intervenția pe care eu pot să o am asupra acelui frate care comite sau nu comite păcat. Dar, continuând și citând din 1 Ioan 1, nu pare să existe vreun păcat care să nu poate fi iertat în momentul în care este mărturisit și este lăsat, este părăsit de către persoana respectivă. Acum, pot să fie oameni care practică sau au ceva, un anume lucru în viața lor, eu știu, fără de care nu pot sau la care țin atât de mult încât țin mai mult decât la Dumnezeu și care poate să fie păcat. Și poți să nu... Din nou, pare să fie un lucru anume la care se referă Ioan, personal nu l-am găsit, am căutat destul de mult și am căutat și în alte părți, dar nu l-am găsit. Însă, cred că e important de știut din asta că, așa ca să nu ne speriem că vai, comitem păcate, în momentul în care ai realizat că un lucru nu este ok și ți-ai cerut iertare pentru el, are iertare. Are poate iertare. Să fie sinuciderea? Păi nu mai poți să-ți ceri iertare pentru sinucidere. Nu cred că este. Nu-i dreptul nostru să facem lucrul ăsta. Uh-huh. Nu este dreptul nostru. Viața este sfântă, viața este sacră. Nu cred în pedeapsa capitală, nu cred în luarea vieții altora de către altcineva decât de către Dumnezeu. Pentru că viața este sfântă. Și oricare criminal sau oricine și orice ar fi făcut, poate Ceaușescu, dacă îi se permitea cuiva sau mai multor sau îi se dădea un timp, și era expus Evangheliei, poate că ar fi putut să fie, să-și ceară iertare, deși nouă nu ne-ar fi plăcut, clar. Dar putea să-și ceară iertare, poate și să fie iertat de Dumnezeu, nu de către noi oamenii. Însă i-a fost dată viața. Viața umană este sacră și nu cred că cineva are dreptul să se atingă de ea, nici prin sinucidere, nici prin altfel de lucruri. Părerea mea. Da, te rog, Ilie. Aici s-a amintit despre hula împotriva Duhului Sfânt și eu aș vrea să împărtășesc din experiența noastră. Am consiliat două persoane în viață care, până acum doar atât, în fază de schizofrenie, pe fond religios, și anume, iar în fază avansată de schizofrenie, încât una nu putea să plece de acasă decât cu un soțitor, dacă cineva voia să meargă împreună cu ea, trebuia să semneze la familie că o aduce persoana respectivă înapoi întreagă și la ora stabilită prin contract. Și cealaltă nu putea să lucreze, auzea voci, era într-o stare foarte apăsată. Și la amândouă, motivul declanșării sau motivul de schizofreniei era că au hulit împotriva Duhului Sfânt. Mi-a fost foarte greu să putem discerne unde era lucrarea de minciună. N-am reușit de prima dată să... Am avut nevoie de o întâlnire de rugăciune, am avut nevoie de a doua întâlnire de rugăciune și de consiliere. Și la două întâlniri de rugăciune și de consiliere, dintr-o dată, am citit pasajul și am întrebat-o clar. Spune-mi, aici spune așa, cine va vorbi împotriva Duhului Sfânt? A vorbi înseamnă a verbaliza. Și am întrebat-o, spune-mi, ce cuvinte ai spus împotriva Duhului Sfânt? Și a zis, dar n-am spus niciun cuvânt. Adică cum n-ai spus niciun cuvânt și tu ai hulit împotriva Duhului Sfânt? Numai mi-au trecut niște gânduri prin cap. Și pentru faptul că au trecut niște gânduri prin cap, a fost mintită persoana respectivă, mă înțelegeți? Și aproape 20 de ani de suferință, de schizofrenie. Fără să în casă. Avea Biblia însemnată de la Geneza la Apocalipsa cu toate versetele care o acuzau. Cunoștea Biblia,
eu trebuia să tac în fața ei când ne scolea Biblia și îmi scotea toate versetele din Biblie care eu acuzau. Dar în momentul când am început să-i discut cu ea și să-i spun că a vorbi înseamnă a verbaliza și a spune niște cuvinte, și la ea au fost doar la nivel de gând, și când am pus-o să citească cu gura ei și cu ochii ei, Matei 12 cu 32, dintr-o dată s-a trezit, nu ca dintr-un coșmar, din coșmarul vieții ei. Și mi-a zis doar atât. Și o minciună mi-a distrus mie viața până acum? Zic, da, o minciună. Și s-a împlinit în viața persoanei respective cuvântul care spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobod. A spus doar un singur caz. Deci, a huli împotriva Duhului Sfânt, cum spunea și Nicu, este foarte greu de definit, dar vreau să vă ajut. Veți întâlni oameni care vor fi împovărați. În spitalul de psihiatrie sunt foarte mulți credincioși care sunt la psihiatrie, cu schizofrenie și cu depresie, pe fond religios. Au un verset din Biblie, o diavolul le-a trecut o minciună în cap și le-a dat viața peste cap. Trebuie adevărul, trebuie adevărul. Ok. Dacă nu puneți mult întrebări, răspundeți noi lung. Te rog, hai să vedem înainte de tine dacă mai este cineva. Bun. Super, să încălzesc lucrurile, mai avem jumătate de oră. Da. Întrebări scurte, răspunsuri scurte. Bun. Ok, întrebarea mea este cum se pot controla gândurile? Cum se pot controla gândurile? Da. Cornel? Cum pot să controlez gândurile altora? Soțul. Soțul. So we're told that the battlefield is the mind. Ni s-a spus că mintea este câmpul de luptă al omului. We know because Jesus had no sin. Știm că Isus nu a avut niciun păcat. We know that when temptation came to him, știm că atunci când ispita a venit la el, which came through his mind, care a venit în gândurile lui, that wasn't sin. Ăla nu a fost păcat. And so learning to feed yourself, because what happens is a thought comes because you see something. Ideea este că un gând vine fiindcă ai văzut ceva. Or you hear something. Per exemplu, sau ai văzut, sau some ai auzit ceva. Some kind of stimulus will put a thought into your mind. Un stimul produce un gând în mintea ta. It's like a multimedia plasma screen. E ca un ecran de plasmă on which you can broadcast. Pe care tu poți să emiți. Our enemy can broadcast. Vrăjmașul poate să emită prin el. God can broadcast. Dumnezeu poate să aducă acolo. My thoughts are not your thoughts. Dumnezeu spune gândurile mele nu sunt gândurile tale. Why would he say that? De ce ar zice Dumnezeu asta? Because his thoughts sound like your thoughts. His thoughts sound like your thoughts. Pentru că gândurile lui pot să semene, cum ar veni să sune la fel. And so what we need to do is learn how to limit the access of things to our thinking. Ne trebuie să învățăm cum să limităm accesul acelor lucruri la gândirea noastră. If you feed yourself with images that are unhealthy, then that's what will occupy your thoughts. Per exemplu, dacă tu te hrănești cu imagini sau lucruri nesănătoase, acele lucruri vor invada. But at the time that it stays here as a thought, this isn't sin. Însă ideea este câtă vreme rămâne la nivelul de gând, nu-i păcat încă. The problem is that this thought will always provoke a feeling. Problema este că acel gând va produce un sentiment. It will produce an emotion. O emoție în tine. And then what happens becomes very important. Continuă acolo să rămână, ce se întâmplă va duce la ceva foarte important. When the Bible speaks of your heart, atunci când Biblia vorbește despre inima unei persoane, God looks at the heart of man. Dumnezeu se uită la inima omului. Then many times you can interpret that as the will. De multe ori termenul inimă poate fi interpretat ca voința ta. Your yes and your no. Sufletul tău, da-ul tău sau nu-ul tău. The problem in our lives is problema în viața noastră that because we don't have a sophisticated understanding of what our will is, este fiindcă nu avem o înțelegere completă despre ce înseamnă voința noastră, then a thought comes, vine un gând,
It produces an emotion. Produce o emoție, o trăire, which is in our soul. Care se întâmplă în sufletul nostru. And if it feels good, și dacă acea emoție e bună, te simți bine. We lean into it. And if it feels bad, we lean away from it. Clin în direcția, dacă te simți rău, te îndepărtezi de acel gând. And we think that we're exercising our will. Și în felul ăsta noi credem că ne exersăm voința. But we're not. Însă de fapt nu. We're being led by our feelings, by our soul. Suntem conduși de emoțiile din sufletul nostru. We know that's true because there are some things that feel good that we know are just not right. Știm că principiul ăsta e adevărat, că sunt lucruri care ne fac să ne simțim bine, dar știm că nu sunt bune. And there are some things that feel bad that we know. Sau sunt lucruri care nu ne fac să ne simțim așa bine, dar știm că ne-ar face bine dacă le-am aplica. And so learning to limit. Deci am învățat să limităm the access, accesul of external things, la what we listen to, what we watch, what we read, exterioare, ce auzim, ce vedem. Learning to put our eyes actually on the things of God, și învățat să-ți pui atenția asupra lucrurilor lui Dumnezeu, the word of God, asupra cuvântului său. That there's a very old form of meditative prayer practiced by the Orthodox Church. Este o formă de meditație practicată de Biserica Ortodoxă. Where they use the word of God. În care ei folosesc cuvântul lui Dumnezeu. In order to bring their minds into a place. Ca să poată să-și aducă mintea într-un asemenea loc. Which is healthy. Care să-i păstreze în sănătate. And so we can read the word of God, making sure that we stay in that place. We'll never be able to get rid of temptation. Deci noi niciodată nu o să putem să scăpăm de tentații, de ispite. But what we can do is we can develop a character that is sufficiently well formed. Dar putem să dezvoltăm un caracter suficient de bine format. That we anticipate the temptations. Încât putem să anticipăm când vine o ispită de un anume fel. And we live in a way that is in anticipation of the things that we know will lead us in the wrong direction. Și trăim într-un fel unde putem anticipa că dacă vine o chestie de aia ne-ar duce într-o direcție greșită. Bun, eu am să mă duc un pic mai, Cornel, te rog să iei microfonul. Cred că există posibilitatea să fii chinuit oarecum de gânduri. Tu vorbeai într-un mod general ce faci cu gândurile care pot să vină peste tine, le vrei, nu le vrei. Dar există cazuri când oamenii nu știu ce să facă să scape de gândurile din mintea lor. Lucrurile sunt mai agresive oarecum. Cornel, poți să vorbești câteva minute despre puțin. Asta? Cred că gândurile sunt rănite mult, în mare parte de emoții, care sunt tărituri demonice. Nu, ce-o zis lui, foarte adevărat că trebuie să-ți protejezi calea. Noi răsturnăm izvodurile minții, asta au dat Nicu versetul, orice întăritură care se ridică împotriva, argumente și întărituri, care vorbește despre demonic și orice gând îl face în roba ascultării de Hristos. Dar eu cred că mintea noastră fiind alimentată din emoții, care sunt pasiuni, cum o zis lui, devine emoții și acolo sunt întărituri, devin ceva care te consumă, e o pasiune, e o ceva adânc, dincolo de așa care vine și pleacă. Eu cred, în primul rând, că trebuie adusă la lumină, trebuie pocăință, trebuie supunere, trebuie legat, dezlegat, trebuie eliberare, trebuie chestiile astea, procesul ăsta. Dacă tu nu poți singur, e neapărat important, trupul poate să stăpânească peste noi cel mai bine în nesupunere, întuneric și nesupunere. Avem nevoie să dăm mândria pe față. E primul pas. Să respingem minciuna, să refuzăm să trăim în ea. De multe ori noi zicem, așa-s eu. E un punct de a lăsa înșelăciunea peste mintea ta. Așa-s eu, eu n-am putut niciodată. Ce-ar fi să te deschizi să zici, bă, tu ești așa? Tu gândești așa? Tu ești robit așa? Că Biblia nu zice că trebuie să fie așa. Și în deschiderea și în smerenia aia, Dumnezeu poate să aducă o lumină, zic eu, că și eu am fost chinuit de gânduri și erau prin formă de emoții, cum zicea Lee, și toți am fost. În tinerețe toți avem de-a face cu pofta. Omul vechi spune că e îmbrăcat în înșelăciune și poftă. Și omul nou, neprihănire, adevăr și sfințenie. Trebuie dezbrăcat prin înnoirea minții. Și înnoirea minții nu e un proces ușor, vă zic. E un proces că tu te dezbraci. E o luptă pe viață și pe moarte. Nu neapărat că o câștigi tu prin forțe, dar o câștigi prin arme spirituale. Armele care le avem noi nu sunt supuse firii pământești pentru a a pune izvodirile minții jos și așa mai departe. Și sunt puternice și întărite de Duhul. Eu cred că e necesar și cred că o minte poate fi noită din orice mizerie ar veni. Dacă nu poți tu singur și nu poți să le legi și să le pui și să le faci roabe ascultării de Hristos, trebuie legat, trebuie dezlegat, trebuie eliberat, trebuie vindecat, trebuie supunere,
trebuie ceva, care trebuie cerut ajutor. Eu chiar cred asta. Dar de obicei văd persoane într-o victimizare și într-un fatalism resemnat. Ok, eu n-am putut, eu nu mai încerc, eu nu mai mă deschid, că mă rănesc mai mult, că bineînțeles că emoțiile și durerea sunt problema care a acopărtat borcanul ăsta, cu încălceală. Persoana nu mai are curajul, nu mai iese, rămâne prinsă. Și ea se consideră un sclav. De-aia e important să confrunte, e important să fiu sincer. Dacă nu are curaj să confrunte cu adevărul minciunile, că-s minciuni, tu ești așa, tu o să mor cu problemele astea. Tu ești mai rău ca restul. Ei nu te înțeleg pe tine, că tu... Că așa vine diavolul, cu gândurile astea, când te refugiezi în robiile tale. Vorbesc de om întechinuit aici. Ceva, da, se pot zice multe aici, știu. Da, numai vreau să încurajez spre lumină, spre adevăr, spre mărturisire, spre a cere ajutor, spre supunere, ca trupul să piardă puterea. Că pierde multă putere trupul când te supui și... Una dintre calitățile sau pentru a fi mentorizat e să fii supus, să fii modelabil. În cea lui. Anticipi. Bine. Mulțumesc. Deci, practic, dacă situația e cronică, să cerem ajutor. Hai să ne oprim aici cu întrebarea asta. Adică, cerem ajutor și aici intervine mentorul. Ai nevoie de un om față de care să dai socoteală, să nu depinzi de el, să nu fie o relație de dependență de lungă durată, doar să dai socoteală pe o scurtă perioadă de timp că ești beruitor. Și mentorul sau cel față de care dai socoteală să te învețe cum să lupți din punct de vedere spiritual împotriva grăbirilor sau împotriva atacurilor celor rău. Că dacă este gândul lui Hristos, slavă Domnului, atunci te încurajează, știi? Dar dacă sunt gânduri din partea celor rău, mentorul tău sau omul care, persoana care, față de care dai socoteală sau te ajută, trebuie să te învețe cum să lupți și să ieși biruitor. Mulțumim. Te rog. Aici a fost înainte, da, e ok, da, pentru că el e gentleman. Ok, eu am o întrebare care pe mine mă frământă ceva. Cum te cheamă? Mă numesc Daniela. Daniela. Și am o întrebare legată de destin. Știm că am fost trimiși pe pământ și suntem cu un scop și trebuie să intrăm în destin. Când știi că intri în destin și cum știi că ăla e destinul tău? Pe cine auzi cel mai mult vorbind despre asta? Mie mi se pare că e specializarea lui Cornel. Numai te tot să zic, ce-i destinul? E o finalitate sau un drum? E o destinație? Atâta e. Deci destinul, Daniela, nu e neapărat un capăt, e un drum. Calea, se numea calea și creștinismul, e să fii pe calea bună. Și cred că aia înseamnă mai mult, că acolo simt pacea, dar nu... Cum știi că ești pe cale? Calea este una, de fapt nu una, unul. Și foarte ciudat că noi călcăm pe el. Iisus a zis, eu sunt calea, nu? Îmi place foarte mult, ziceam astăzi, de prima mare însărcinare, de Geneza 1, dar îmi place foarte mult, citesc multe alte traduceri ale Scripturii, The Message, spune foarte interesant, Matei 28 zice, mergeți la și învățați-i pe toți, go teach them this way of life, mergeți și învățați-i această cale a vieții. Iisus e calea și ca și la gânduri intervine chestiunea de cât de plin sunt. Vă aduceți aminte imaginea lui Claudius cu, da? Plin de gânduri, plin de ciudățenie, în momentul când torni gândul lui Hristos, în momentul când torni, da? Atunci ce-i rău iese, ce-i bun rămâne. Și noi suntem, din punctul meu de vedere, destinul meu, ca și om credincios, este să mă apropii cât de mult se poate în viața asta de statura plinătății lui Hristos. Și în măsura în care eu sunt acolo, Dumnezeu îmi va putea încredința lucruri la nivelul la care sunt. Doamne ferește să dai cheile mașinii unui copil de 3 ani. Dacă n-ai 18 ani, 19 ani, deja vorbești altfel, după ce ai făcut și școală de ucenicie. Da? Și atunci nu este un, cum zice acolo, nu e o destinație, este parcursul pe care îl am. Și parcursul ăsta poate fi schimbat și poate fi schimbat în funcție de maturitatea mea, în funcție de sezoanele vieții, în funcție de
ceea ce are Dumnezeu de făcut cu mine sau cu altcineva în situația asta și unde vrea să mă pună la vremea respectivă. Dar dacă eu m-am dezvoltat încât să fiu disponibil, da? Dacă gândul meu, dacă simțămintele mele, dacă voința mea este acordată tot mai mult și tot mai mult cu voia lui Dumnezeu, atunci eu sunt disponibil. Și destinul meu poate să fie, eu știu, pentru o vreme să fiu... Vorbim de funcționalități, de funcționalitățile pe care le împlinim. Destinul meu clar este să fiu ca el. Și n-am avut timp să vorbim astăzi, dar rasa umană, umanitatea a fost intenționată să fie mireasă pentru fiul, a fost intenționată să fie trup pentru fiul, prin care fiul să se manifeste. Nu știu ce destin mai mare pot dori decât să fiu unul din modularele trupului lui Hristos. Da? Apoi să fiu un templu al Duhului, clădit din pietre vii, și să fiu parte din familia Tatălui, care își dorește mulți, 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 mulți fii asemănători cu Fiul veșnic născut, cu Hristosul născut. De-aia și pe noi ne-a dat dreptul să ne naștem, nu să mai fim făcuți ca la început, ci să ne naștem. Și atunci eu, ca și partea rasei umane, intenționată de Dumnezeu să fie mireasă, trup, templu, familie, destinul meu este să fiu parte acolo. Care parte? Asta e deja chestie de detaliu. Și asta se va dezvălui în momentul în care eu sunt la faza și la statura la care mi se poate încredința. Nu știu, Daniela, m-ai urmărit sau... E destul de general lucrul ăsta, dar în același timp ne pune pe direcție. Pentru că de multe ori noi căutăm într-adevăr ceva. Destinul meu este să fiu apostol, zic eu. Ok, dar până acolo mai este. Până acolo pot să fiu slujitor, pot să strâng hârtiile din tabără la diferite nivele la care mă aflu. Înțelegerea mea. Între frații mai în vârstă. Poți să fii sigur că... Aș vrea să vă spun ceva din experiența noastră. La începutul anilor 90, când în România nu era niciun supermarket. Nu se știe ce este așa. Au venit niște oameni care mă cunoșteau și a zis, du-te la primărie, solicite 10 hectare de teren, fiindcă vrem să facem un magazin așa de mare, în care să se găsească de la acșanță, legume proaspete și cele mai sofisticate mașini și calculatoare. Noi nu știam ce înseamnă așa ceva și m-am dus la primărie din Suceava și am cerut terenul. Și a zis, vrem să facem un supermarket, un asemenea magazin și tu ești proprietarul. Tu ești proprietarul, toate fondurile îți aparțin ție, tu ești proprietarul. O singură condiție, 10% din beneficiu dai pentru lucrarea Domnului din România. Și m-am dus la primărie, mi-au aprobat terenul, deci în prima fază, și a zis, am vrea să discutăm cu investitorii, să vedem și noi. Și au venit investitorii, dar noi în timpul ăsta ne-am rugat, nu aveam liniște. Eu sunt făcut pentru afaceri. Am în ADN-ul meu afacerea. Eu sunt făcut pentru așa ceva. Dar nu aveam în interiorul meu liniște, nu rezona. Îmi plăcea oferta, nu eram păstor atunci, nu eram nimic, nu lucram. În fabrică. Și când au venit investitori și trebuia să mergem la primărie, am spus foarte clar în față. Nu simt chemarea din partea lui Dumnezeu ca eu să mă angajez așa ceva, dar dacă totuși vrei să construiți, am făcut primul pas, vă recomand pe altcineva. Și a spus, nu, noi vrem doar cu tine, dacă nu ești tu, nu vreau alt. Așa am avut mai multe oferte. Un pastor care era pastorul meu atunci, Averica Andreanu, zicea, și mai Ilie, nu te înțeleg. Pentru $100, românii sunt gata să educă geanta la un american 100 de kilometri, numai să-i dea $100 și la tine vin cu $1,000,000 și te oferă ca să faci ceva, o afacere și tu spui, nu am libertate din partea Domnului. Știți pentru ce? Nu că nu-mi plăcea afacerea, pentru faptul că Dumnezeu nu mi-a dat acea libertate. Nu mi-a dat, m-am rugat, am stat înaintea lui și am spus, Doamne, este voia. Doamne, ce vrei tu pentru viața mea? El avea ceva mai bun, mai frumos, mai plăcut. Dacă eram acolo, nu eram aici. Da? Mă înțelegeți? Roagă-te, Dumnezeu îți arată, îți deschide
Sunt mai multe metode, mai multe moduri de a-ți vorbi Dumnezeu. Principalul este să fii pe cale. Este cale, da? Rămâi pe cale, rămâi credincios. Și Dumnezeu te va călăuzi în toate detaliile. Astea sunt detalii. Da? Și noi am avut mai multe sezoane. Doamne, și câte sezoane binecuvântate. I think if I've understood your question, dacă am înțeles bine, the only thing I would add to this is, ce aș adăuga eu, if God has a plan for your life, dacă Dumnezeu are un plan pentru viața which ta, we believe he does, right? Ceea ce tu crezi că are, nu? And you have a plan for your life, și tu ai la rândul tău un plan pentru viața ta, right there begins the battle. Acolo începe lupta ta. And so usually, de obicei, it is about trying to work out what is the Father's will. Este să încerci să rezolvi, să afli care e voia Tatălui. And actually, if you do a study on the prayers of Jesus, și dacă îți faci un studiu al rugăciunilor lui Isus, And some of those are express prayers, and some of them we have to work out from the context what he might have prayed. Unele le înțelegem direct, altele trebuie să vedem din context ce a vrut Iisus să roage. I think when he retreats to spend time with the Father, cred că atunci când spune că el se retrăgea să petreacă timp cu Tatăl, it's because he's seeking the will, era ca el să caute voia Tatălui. And it eventually builds to this crescendo in the Garden of Gethsemane. Asta aduce, deci crește în grădina Ghețimani. Where we're let into the dialogue, unde ni se permite să vedem acest dialog. And we see just how even for him this was a battle. Și vedem că chiar pentru Isus asta a fost o luptă. And so dying to self, deci acea moarte a sinelui, față de sine. It's easy to say. E mai ușor să spui. It's not so easy to do. Nu e așa ușor să o faci. And so I think God calls him. I think Jesus calls us to himself. Eu cred că Isus ne cheamă înspre el. My experience is he's never sent me anywhere. Experiența mea este că el nu m-a trimis niciunde. He's never told me to go and do something. Niciodată nu mi-a zis să merg să fac ceva. He's always said, "Now I'm going to do this." Întotdeauna el a zis, "Eu voi face asta." And I know that that's an invitation to join him. Și știu atunci că ai o invitație că eu să mă alătur la ce vrea el să facă. But însă I sometimes have plans of my own. Uneori am și eu anumite planuri făcute de mine. And then I look for justification. Și atunci caut scuze. I try to find people who will say, "Yeah, of course what you're saying is the will of God for your life. Yes, of course it is." Încerc să găsesc oameni care să zică, "Da, sigur că asta e voia lui Dumnezeu pentru." And then I have to do this discerning process. Dar trebuie să ajung la acest proces de discernământ. It's not easy. Și acel lucru nu e ușor. But it is vital. Însă e vital. Mulțumim. Te rog, mai era tu, dai pus întrebare. Ok, eu sunt Robi. Știu că topicul a trecut de ceva timp, dar am văzut că foarte multă lume a făcut ochii mari când subiectul a fost hula împotriva Duhului Sfânt. Cred că ar fi bine să o definim într-un mod clar. A nu recunoaște puterea Duhului Sfânt este hulă împotriva Lui, a nu recunoaște darurile Duhului Sfânt este hulă împotriva Lui, sau pur și simplu a rosti o înjurătură la adresa Duhului Sfânt. Bun, mulțumim. Altă întrebare? Vă rog, unul dintre voi, doar unul. Can we read the context? Am putea citi contextul. Where it's said. Unde it's in Mark 3. Vorbește despre asta în Marcu 3. And in verse 30. Cu 30. It explains why Jesus said this. Acolo Iisus explică de ce a zis. And ce a somewhere zis. There's a kind of a key in there, I think. Și cred că în pasajul ăsta este o cheie. It says he said this because they were saying. Spune Iisus a zis asta pentru că ei spuneau. He has an evil spirit. El are un duh necurat. So an example. This isn't a definition. This is an example. O definiție, dau un exemplu doar. That I think fits here. Să cred că se potrivește aici. Would be let's say that I come to your church. Să zicem că eu vin la biserica ta. And
There's a prayer time. Și e un timp de rugăciune acolo. And the Holy Spirit begins to work in one of your people's lives. Duhul Sfânt începe să lucreze în viața cuiva de acolo. And I then say. Iar eu spun. So let's assume that it is the Holy Spirit. Deci să presupunem că e Duhul Sfânt. Because in this example it was the Spirit of God. Lucrează, fiindcă Iisus vorbea de o. So let's say that it is the Holy Spirit. Acțiunea Duhului în situația aceea. And I say. Deci Duhul lucrează în viața acelei persoane și eu spun. That's not God. Nu Dumnezeu face asta. Now what I'm doing is I'm saying God isn't God. Ce fac de fapt este că zic Dumnezeu nu e Dumnezeu. And I think that gets us somewhere into the zone. Iar asta ne poate duce într-o zonă. And then what we have to do is stay as far away from that zone as we can. Periculoasă, deci noi trebuie să stăm cât de departe putem de zona asta de acuză, dacă so vreți. we need to have functioning in the body. We need to have gifts of discernment. Trebuie să avem în trup daruri de discernământ. We need to be sure we're not living in a place of judgment. Și să nu trăim în acel spirit de judecată. We need to be open to the possibility that God may do things we've not seen before. Să fim deschiși posibilităților că Dumnezeu s-ar putea să facă ceva ce noi nu am mai văzut până atunci. But what we need to be doing is staying as far away from anything that might trip over this line. Dar ideea este că trebuie să învățăm să stăm departe de ceea ce ar putea să ne ducă dincolo de linia asta sensibilă sau periculoasă, cât de departe putem. I can tell you that when in Canada in 1994 when all of the extreme manifestations of the Spirit of God were around. Aș putea să zic în Canada în 1995 când au apărut manifestările acele extreme, cumva. The man who was stewarding that move of God. Omul care administra, să zicem, lucrarea aceea lui Dumnezeu. If he didn't have clear discernment about a situation. Dacă el nu ar fi avut discernământ clar referitor la acea situație. Then he would train his people because of this verse. Datorită acestui verset, îi pregătea, îi antrena pe oamenii săi. To say to the person who is screaming and shouting and you know all of these manifestations. Celor care se manifestau, strigau, țipau. He would train his team to say to this person. Echipa lui ca să zică acelei persoane. Bless you. Te binecuvântez. Can we take you into this room? Dar putem să mergem noi separat într-o altă încăpere. And pray for you there so that the Lord will continue working in your life. Ne rugăm acolo ca Domnul să poată continua lucrarea lui de eliberare, dacă vreți. And then they would take him into that room. Îl duceau în camera alăturată. All the screaming goes into that room. Tot țipătul continua în altă încăpere. They would then pray with that man for another 2 minutes. Și poate să mai rugau încă 2 minute doar pentru acel om. And then they would say. Și apoi spuneau. Because if it's God at work, God will carry on working. Pentru că dacă Dumnezeu era la lucru, Dumnezeu va continua să lucreze. Then they would say. Și apoi spuneau. You just allow the Lord to complete His work. Lasă ca Domnul să termine lucrarea lui aici în tine. And then they would leave the room. Și lăsau acolo și plecau din încăpere. And if it was God and they'd just not seen it before. Și dacă era Dumnezeu și ei nu mai văzuseră. The guy would stay in the room for an hour. Poate tipul mai stătea acolo o oră încă. But if he just wanted attention. Dar dacă era o manifestare că omul vrea doar atenția altora. He'd get bored on his own and come back out into the room straight away. De unul singur acolo și venea înapoi în adunare. Right? So the first thing is discernment. Deci prima chestiune este discernământul. But what they would do in a very real life situation where all kinds of things were happening. Însă ceea ce făceau în aceste situații. To avoid la fața to locului, avoid tripping over this line. Ca să evite ca alți oameni să treacă. They tried to function in wisdom. De linia asta încercau să lucreze cu înțelepciune în situațiile alea. Mulțumim. Mai avem maxim 2 întrebări. Cristi, doar o mică chestie aici. Pe lângă ceea ce a spus Lee, eu cred că Matei 12 este un pic chiar mai clar în direcția asta, pentru că Domnul Iisus Hristos acolo a făcut o lucrare foarte clară ce nu putea fi negată. Da? Pentru că n-au putut-o nega, au dat-o pe seama lui Belzebub, da? Și au zis că ăla scoate el de la ce. Și Domnul le-a demonstrat că nu e așa. Pentru că a zis, dacă, da? Citiți versetele acolo și vedeți și spune, dacă diavolul nu se scoate afară pe diavol. Asta e ideea. Nu puteți să spuneți că am făcut cu Belzebul, pentru că atunci el și-ar dărâma casa lui. O împărăție care luptă împotriva ei înșiși și va sfârși prea fi dărâmată. Dar dacă eu scot afară, dragi, cu degetul lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus Hristos, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Și le dovedește
că e lucrarea lui Dumnezeu. Altfel spus, a huli împotriva Duhului Sfânt înseamnă, după înțelegerea asta, a da pe seama diavolului o lucrare clară a Duhului. O lucrare clară. Deci e atât de clară încât nu poți să... Dar pentru că ți-e inima împietrită și pentru că ești împotriva celui care a făcut-o sau prin care s-a făcut, atunci o atribui diavolului. Acolo deja e pericolul și e pericolul mare. De-aia eu am zis la un moment dat că nu-i chiar așa de ușor de hulit împotriva Duhului. Asta nu înseamnă că vorbești cum îți vine la gură, Doamne ferește. Nu, și foarte mare atenție la ce zici, li foarte bine. Pune limitele cât mai încolo ca să nu riști. Te rog. Bine. Shalom, mă numesc Daniela, vin de București, de la Biserica Râul Vieții. S-a vorbit foarte mult și în această tabără și se vorbește foarte mult și la noi în biserică despre nevoia și unitatea între tineri și mai puțin tineri din biserică. Ce am trebuit face noi ca oameni maturi, ca vârstă? Pentru că nu neapărat spiritual, mulți tineri ne pot întrece în creșterea spirituală. Ca și oameni maturi în vârstă, ce ar trebui să facem noi pentru a face această unitate, ce ar trebui să facă tinerii și cum am putea da la o parte nevoia de atenție a firii și în față de ei, adică să nu începem să noi gândim cel mai bine, noi gândim cel mai corect, pentru că avem un număr de ani în fața lor, ei nevoia de atenție să spună, eu am fost la o școală biblică, de exemplu, și eu deja am alte concepții și altă percepție a trăirii în libertate. Deci, concret, ce trebuie să facem ca să facem unitate, pentru că, așa cum a spus Duhul Sfânt, noi plecăm la război și trebuie să plecăm toți. Frate Ilie, vrei să răspunzi? Plac tinerii, unitatea. Deci, eu, din punctul meu de vedere, sau din adâncul inimii mele, eu iubesc tinerii. La mine nu este nicio prăpastie. Îmi dau seama, eu stau de vorbă la noi în biserică și dacă acum 50 de ani o generație era 10 ani, diferența de generație 10 ani, acum, datorită medie și datorită sistemului de comunicare, diferența de generație este între 3 și 4 ani, maxim 5 ani, depinde de zonă și de țară. Dar atâta le spun, între mine și voi sunt 10 generații sau 15 generații din punct de vedere natural, biologic, așa, știi? Dar eu când stau de când am fost la școala biblică, când am început să vorbesc cu ei, am început să le spun, voi știți că eu am o inimă tânără. Folosesc pe telefon și WhatsApp și Viber și Snapchat și auzi. Și m-au întrebat, auzi, aveți așa ceva? Da, am așa ceva. Fiindcă între mine și generația tânără nu este nici o prăpastie. Din punct de vedere spiritual, din punct de vedere duhovnicește, văd în generația tânără așa un potențial. Văd în generația tânără o armată, Psalmul 110, Dumnezeu își adună o știre, tineretul vine la Domnul îmbrăcat în podoabe sfinte, ca roua și poporul, biserica este plină de înflăcărare când tineretul vine. Deci, eu sunt, nu că sunt o excepție, eu sunt entuziasmat de generația tânără. Deci eu vă spun, între mine și generația tânără nu este... Nu știu să joc fotbal ca ei, să alerg așa cu... Așa, nu sunt de cățarat pe munte. Am și eu limitele mele. Nu, nu mă...